Părintele Teofil Părăian l-am cunoscut când am mers la mănăstire la sâmbăta. Practic auzisem de el dinainte să merg, mi-a fost recomandat Fusese coleg de facultate cu părintele din satul de unde m-am născut și am trăit eu până atunci. Și când am vrut să merg la mănăstire, am mers să vorbesc, să-i spun despre asta părintelui din sat, Gheorghe Rățulea se numea, care mi-a spus că la sâmbăta este un părinte, se referea la părintele Teofil, care ar putea să mă ajute, nu mi-a spus foarte multe despre el, atâta mi-a spus. După ce am mers la sâmbătă și m-am dus să-l caut pe părintele Teofil, era în chilie, la dispoziția credincioșilor, pe holul unde era chilia lui, erau câțiva, așteptau să le vină rândul, am așteptat și eu, am intrat și părintele m-a întrebat ce doresc și i-am spus că vreau să rămân la mănăstire. Și părintele Teofil, ce dragă, la noi, ca la junimea, Vine cine vrea, rămâne cine poate. Și eu am zis, bine, și am rămas. Inițial, mersesem să văd dacă aș putea fi primit, să văd cum stau lucrurile acolo, și asta era la mijlocul februarie. Iar la sfârșitul lunii februarie, m-am dus definitiv la mănăstire și am rămas și în apropierea părintelui. El era duhovnic pentru o parte destul de mică din obște la momentul acela, în anul 1990, erau lucrurile acestea și după ce a mers la scurt timp a fost nevoie de cineva care să preia faptul de a face curat la părintele închilie și am fost întrebat dacă aș putea să fac chestiunea asta și eu m-am bucurat foarte mult pentru că aveam de acasă experiența îngrijirii unui nevăzător și am considerat că Dumnezeu a rânduit lucrurile în felul acesta și am început cu bucurie o steneală asta prin care ulterior m-am apropiat tot mai mult de părintele și și de însu de mine. Era un om foarte robust. Asta o moștenise de la înaintașii lui, din, mărginim, din, da, din zona Sibiului. Deci se vedea că este cu o structură de țăran robust, hotărât. Pentru care albul era alb și negru era negru, nu era tot așa în nuanțe de gri. Și pe lângă asta, aș menționa credința deosebită a părintelui. Eu spun când am ocazia că părintele Teofil a fost omul cu cea mai mare credință în Dumnezeu, din câți i-am putut eu percepe. Nu zic că, poate am mai întâlnit și alții, dar n-am putut eu percepe detaliul acela, nu, nu mi s-a făcut evident. Ori, la părinții am văzut cum el trăia, practic, întreaga realitate pe baza acestei credințe în Dumnezeu. Și în prezujari potrivni, și să știți că au fost multe, chiar din tinerețea părintelui la un an după ce el a intrat în mănăstire, deci a intrat în 1953, la 1 aprilie, zicea că a intrat odată cu păcălelile, la un an a fost oarecare stare de revoltă în mănăstire, în legătură cu deasa, cu rara împărtășanie, dar niște chestiuni așa de tulburare. Și a venit mama lui și se pare că era atât de mare tulburarea încât mama i-a spus următoarele cuvinte. Dragă, Apoi tu dacă nu mai putea să stai aici, să fii acasă, că doar tu ai unde veni. Și părintele amintea mereu aceste cuvinte ca ale unei mame izvorâte dintr-o inimă, dintr-un suflet de mamă, însă el bineînțeles că a apreciat cuvintele mamei, însă a rămas la mănăstire și a viețuit acolo în continuare, cum zic, condiții ce au fost și altele. N-au fost toate roz în viața lui însă în toate părintele a mers înainte cu încrederea în Dumnezeu și avea două teorii pe care ni le spunea și noi atunci când eram în stare de nemulțumire, de dezorientare. Știu că mergeam și îmi exprimam câteodată nemulțumirea că ceilalți frați nu pun mâna la treabă, erau chestiuni care nu puteai să le faci singur, trebuia să le faci cum ar fi să descarci un car cu fân, nu poți să o faci singur, trebuie să fii împreună cu ceilalți, dacă ei n-au chef, nu poți să faci nimica. Și părintele spunea următoarele două cuvinte, primul era, dragă, salt înainte pe propriu. Și celălalt cuvânt, tot așa, foarte frumos, seamănă puțin de parcă ar fi mândrie, dar noi e mândrie, ci este doar dorința de a fi el primul în slujire, și anume cea că dragă. Dacă în mănăstirea asta ar exista posibilitatea ca un singur om să fie cum să cade, acela vreau să fiu eu. Deci nu că vrea el să fie primul în fața celorlalți, dar el vrea să fie primul în slujirea lui Dumnezeu în faptul de a împlini binele. Și cu Astfel de concepție a răzbătut în, în viață, în ciuda tuturor potrivniciilor, ajungând la o vârstă înaintată în mănăstire, practic din 1954 până în 2009, când a trecut la cele veșnice, a trăit continuu la sâmbăta, încât s-a identificat cu mănăstirea și și mănăstirea cu el. Nu poți să spui sâmbăta fără să te gândești la Părintele Teofil și nici Părintele Teofil fără să ai în vedere mănăstirea din care a făcut parte. Și am o altă situație în minte în care, spre sfârșitul vieții Părintelui, i s-a făcut o nedreptate care afecta întreaga obște, în calitate de duhovnic era chestiunea aceasta. Și părintele a acceptat lucrurile fără să spună nimic, a mers la chilie și le întreb părinte, v a supărat? Și zice, dragă, nu las eu să-mi strig liniștea sufletească pentru prostiile lor. Excepțional. Păi, de câte ori nu ne stricăm noi liniștea sufletească pentru câte o neatenție sau pentru câte o vorbă a cuiva ori. Nu are rost. Noi trebuie să facem binele, indiferent de ce gândesc sau spun sau fac ceilalți. Părintele s-a născut mai precis, dânsul spunea că a intrat în viața conștientă ca nevăzător. Ce înseamnă asta? în frage de pruncie a avut o meningită și ar exista probabilitatea ca din pricina ei să-și fi pierdut vederea. Dar el așa spunea despre sine că a intrat în viața conștientă ca nevăzător, având care urme de vedere, deci vedea deosebire între lumină și umbră, putea percepe dacă are în față un obstacol sau nu, deci niște urme de vedere, care l-au ajutat puțin în uh, orientare, dar nu distingea culori, mi-aduc aminte de multe ori la sâmbătă știți ce frumos este acolo și uh, îi spuneam că venea toamna, părinte sunt atâtea nuanțe acum de maro, de galben și că dragul pentru mine asta nu înseamnă nimic sau când era primăvara tot așa verdele mai proaspăt mai intens după aceea el se raporta la o lume fără culori și poate că asta l-a ajutat foarte mult să se concentreze asupra esențialului, pentru că prin simțul vederii noi acumulăm foarte mult ner și risipim în același timp foarte mult. Ori părintele, mai ales la slujbe, Putea să rămână foarte atent, foarte concentrat asupra ceea ce se citea, și, în general, în viață, nu avea deturnarea atenției pe care noi o suferim în același timp prin vedere. Și părintele vorbea deseori despre lumina înțelegerii, despre. Lumina, că vorbim despre faptul că Dumnezeu ni se descoperă în lumină și așa mai departe, despre lumina dumnezeiască, spunea mereu că este vorba de o lumină înțelegătoare, o lumină a înțelegerii, pentru că adeseori există tendința în rândul credincioșilor, în rândul nostru al tuturor, să identificăm anumite semnale luminoase și să spunem că astea sunt un mesaj. Poate Dumnezeu să vorbească și prin semnale de acest fel la un moment dat, însă ele sunt, pot fi foarte înșelătoare, e foarte greu să faci distinția între ele. Mult mai important este mesajul înțelegerii mesajului dumnezeiesc. Pentru că dacă ne gândim și la modul în care îngerii s-au arătat unor sfinți, sau în modul în care unele mari personalități ale istoriei mântuirii, mari patriarhi, de exemplu, profeții au înțeles mesajul dumnezeiesc, tot o lumină a înțelegerii a fost și, și aceasta și părintele insista asupra acestui fapt și cita, de exemplu, din slujba de la în, înainte prăznuirea schimbării la față din 5 august, o stihiră de la utrenie, munte înalt, având inima curățită de patimi, să vedem schimbarea la fața Mântuitorului, care luminează mintea noastră. Deci, muntele nostru pe care trebu trebuie să urcăm este inima curățită de patimi, pentru că atunci când ne-am eliberat de patimi, avem uh, lumina din înțelegerea lui Dumnezeu. Părintele Teofil spunea că înainte de 1990 îi veneau la spovedit mai mult oamenii din împrejurimea Mănăstirii Sâmbăta și asta cumva îl, să nu zic că îl plictisea, dar îl nemulțumea un pic, era un pic prea puțin față de ce ar fi putut dânsul să facă, în sensul că erau oameni simpli de la țară cu aproximate aceleași probleme și păcate, mulți cu beții, cu fumat, cu certuri, cu lucruri din acestea care se petrec la țară și Părintele spunea, Doamne, dar mai trimite și câte un intelectual, Doamne, dar mai trimite și câte un tânăr. După ce a venit Revoluția și uh, la Părintele au ajuns și mulți intelectuali și mulți tineri și Părintele s-a bucurat pentru că el a avut un Suflet tânăr, adică un Suflet cu capacitate de învățare, cu capacitate de modelare, de înnoire continuă. Pentru că Sufletul ne face, în cele din urmă, să fim tineri, chiar dacă la au tineri ființial, chiar dacă trupul este de mai multă vreme, și având această capacitate, această dorință de viață, pur și simplu se bucura să aibă cu cine să vorbească, să dialogheze, cu să-i transmită bogăția interioară pe care o acumulase. Iar acest lucru s-a petrecut în principal cu intelectuale și mai ales cu tinerii, pentru că spunea părintele despre tineri că în timp ce bătrânii au trecut în spate, tinerii au viitorul în față și sunt modelabili adică se pot schimba, pot să le dai niște sfaturi de care ei să țină seama și să le fie de folos în continuare în viață. La un moment dat venise un inginer la părintele Teofil și i-a dat niște îndrumări, iar acela, nepreavând disponibilitatea unei vieți creștine, a spus cu oarecare nemulțumire către părintele, că îi se părea că încă-i tânăr s-ar mai putea distrage părinte, da, Dumneavoastră, când ați ajuns la concluziile astea? Și părintele zice, dragă, eu am ajuns în timp, dar tu poți să încep cu ele. Deci părintele se bucura să împărtășească cuiva concluziile pe care le-a acumulat în timpul unei vieți de monah cărturar și de duhovnic și preot slujitor. Și de aceea s-a bucurat și în condițiile create după 1990 a și mers în întreaga țară ținând conferințe pentru tineri și chiar îi plăcea, cum spunea Dânsu, să-și pună mintea cu tinerii și a învățat pentru a le spune și a le face bucurie chiar și unele poezii de dragoste, tocmai pentru că îi plăcea să împărtășească bucurie și creștea și Dânsu prin bucuria pe care o dăruia altora. Ca slujitor, I s-a și spus de când a fost hirotonit la început diacon și apoi preot că el nu o să poată să slujească singur Sfânta Liturghie, ci o să poată fi doar co-slujitor și a înțeles acest lucru, l-a asumat. Avea o concepție e, foarte elevată despre ceea ce înseamnă slujirea preoțească, despre ceea ce înseamnă liturgia, și aș vrea să oglindesc prin următoarele două lucruri. Primul, la sâmbătă, ca la orice mănăstire, avea multe pomenice de pomenit. Și acestea se pomeneau dimineața, în timpul acatistului, în timpul slujbei ceasurilor, când era nevoie, pomeneam și seara. Dar când începea Sfânta Liturghie, insista ca înainte să se dea binecuvântare pentru Sfânta Liturghie. Toate, toată activitatea de pomenire a pomenicilor să înceteze ca să fim prezenți uh, cu toată ființa la Sfânta Liturghie. Și celălalt, care e puțin legat de primul, eram chiar în primul an, în primele luni la sâmbătă, și într-o dimineață începuse Sfânta Liturghie, cineva mi-a dat un pomelnic să-l duc părintelui Teofil. Eu de foarte bună credință am luat pomelnicul și eram paraclisere, lucram în altar, deci am trecut prin mijlocul credincioșilor, m-am dus în altar cu pomelnicul și îl dau părintele. Zic, părinte, uitați, un pomelnic. Și părintele și uh, a ridicat capul așa pe spate, cum făcea dânsul, a închis ce dragă! niciodată să nu mai face așa ceva. M-am și spăriat că, că am greșit, dar Părintele nu accepta să ne împrăștiem cu mintea la toate celelalte gânduri în timpul Sfintei Liturghii, ci să fim atenți la Sfânta Liturghie. Pomeni care vin după ce a început se pot pomeni la următoarea Sfântă Liturghie și spun acest lucru pentru că de multe ori și în zilele noastre, în parohii, în mănăstiri, peste tot se slujește Sfânta Liturghie și poate nu cu atenția cuvenită, ci oamenii sunt mult prea atenți la ceea ce este de fapt secundar și uite esențialul. Fizic, l-aș descrie pe părintele ca un călugăr rumen cu părul alb, cu niște plete nu foarte lungi, albe, pe tipul căruia puteai să citești multă lumină și înțelepciune. Iar din punct de vedere al profilului spiritual, duhovnicesc, sufletesc, părintele a fost un om robust, un om hotărât, un om cu multă credință și un om al bucuriei. Părintele se bucura să împărtășească bucurie, se bucura să se poată bucura, se bucura să fie în legătură cu Dumnezeu pe care îl vedea ca și tată și acest profil spiritual, dacă vrem acum, al lui Dumnezeu îl transmitea tuturor spunând că Dumnezeu este tată, că ne iubește, că ne cheamă, că ne primește, că ne zâmbește. Acest lucru plecând de la versetul 6 din psalmul 20 în traducerea Bibliei Patriarhului Nicodim în Munteanu și atunci Părintele ne chema și pe noi să-i zâmbim lui Dumnezeu. Și cred că dacă ar trebui să îmbinăm ambele profiluri acum ale Părintelui, l-am putea descrie ca un părinte duhovnic care îi zâmbește lui Dumnezeu un cuvânt pe care părintele Arsenie Boca l-a spus teologului Simion Săsăujan, ulterior preot la Sibiu, care fusese să-l viziteze pe părintele Arsenie împreună cu colegul lui de atunci, viitor părinte Teofil, și a spus să ai înțelegere față de neputința omenească. Spunea părintele Teofil că probabil părintele Arsenie a spus colegului lui sau de el că el avea tendința de a fi un pic prea hotărât, poate chiar prea dur și cuvântul acesta și eu l-am în vedere pentru că de multe ori noi monahii avem tendința de a fi poate un pic austeri și de a nu înțelege așa de bine neputințele oamenilor care nu trăiesc în condițiile vieții de mănăstire. Și atunci cred că e foarte important cuvântul acesta: să ai înțelegere față de să omenească. Ce iarăși a rămas de la părinte, Letheofil, afirmația aceasta susținută cu apăs, cum zicea el, și în mod repetat, că Dumnezeu este Tatăl care îl iubește pe om. Practic, de acasă. Și înainte să merg la mănăstire, mai fusesem în vizită la mănăstirea Siestria, aveam o concepție sensibil diferită despre Dumnezeu, pe care îl vedeam mai îndepărtat, atât fizic cât și spiritual, să zicem. Ori părintele Teofil mi-a reformulat aici modul de raportare la Dumnezeu, pe care din Experiența părintelui Teofil am început să-l văd tot mai mult ca Tată care este iubitor de oameni, care vrea mântuirea omului, care vrea ca omul să aibă viață și să o aibă din velșug, cum a spus Domnul Hristos, care vrea ca noi să trăim în bucurie, să ne bucurăm de viața aceasta, că doar nu ne-a ne creat să ne chinuim, ne-a creat să ne bucurăm. Orice Tată se bucură de împlinirea copilului său și probabil că gândul acesta. Este cel mai puternic rămas de la părintele ca și moștenire.